Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal. Fraților, după vlogul trecut din compartimentul femelelor, v-am zis că o să vă fac și un video când le administrăm porumbeilor mâncarea. Mă refer la porumbeii masculi. Le-am administrat și lor tot boabe. Boabele sunt mai consistente acum în sezonul rece față de grâu și rază, că eu așa le administram. Sunt cam sperioși, aceștia nu știu ce au pățit, dar față de femele sunt cu mult mai puțini. Acum până în februarie stau lejer aici. Aici este și mai luminat față de în compartimentul de femelelor, deoarece bate soarele. În partea aia este un pic mai întuneric, deoarece nu are lumină în pătulaș. Aici dacă are geamul acesta, vă dați seama că are și lumină, dar bate și soarele mai bine aici. Deocamdată mai am lăsat aici, știți că mai am lăsat acel gălățean încălțat de acolo din spate. Mai am lăsat puiul acesta de gălățean, tot la fel, de la prietenul meu Marius. O să le dau și lor drumul la primăvară. Deocamdată ziceam să le dau înainte să-i desperechez, dar mie că să nu se ducă la el înapoi. Așa că am decis să-i las așa și le dau un drum la primăvară, să vedem dacă se vor învăța. La primăvară vă dați seama că o să se învețe, o să facă și ouă și o să se învețe. La primăvară o să mai le fac și aici, o să mai le fac tot la fel boxe ca acestea, ca să scăpăm de lădițe. O să îi fac pereche și misirliule, am vorbit deja cu un prieten. O să-mi aducă o misirlie, sper că nu o să mă mintă și o va aduce. Vom vedea acum. Vedeți aici, nu prea este mizerie chiar așa mare și se face și mai repede. Ce mai este prin caturi, mizerie, dar se ia ușor cu mistria și cu șpatlu. O să le fac săptămâna asta, v-am zis, la toți și într-o zi o să stau să mă ocup de ei. Acum așteptăm la primăvară să nu avem pierderi, să nu se îmbolnăvească. Deocamdată n-am avut probleme cu ei să se îmbolnăvească sau ceva, toți au fost sănătoși. Și anul acesta am scos destul de mulți pui. Am avut vreo 7-8 perechi de voiajori și am reprodus o grămadă pui. Oricum, sunt mulțumit. Nu sunt mulțumit la Birmingham și la Voltați. La gălățeni mai am scos câțiva pui acolo, 2-3-4 pui. Așa că la Voltați și la Birmingham. La Birmingham am scos doar, am avut 4 pui. Și unul dintre care mi l-am mâncat atunci, în acest compartiment când a venit, a intrat și a bolat cu pisica. Se vedeți la primăvară, să vedeți ce bătaie o să fie pe compartiment acolo. Vedeți, bate soarele foarte tare, nu prea se vede așa bine. Cred că au terminat și de mâncat. O să mai le administrez și apă. Acum sezonul rece, nu prea mai avem ce vloguri să mai fac. O să încerc să găsesc anumite subiecte și o să le dezbatem aici pe canal.
O să mai fac și un live, cred că săptămâna aceasta, pe sâmbătă. O vom vedea. Deci cam acesta a fost vlogul și din compartimentul de compartimentul porumbeilor masculi, destinat porumbeilor de ornament, mai pe scurt. Apăsați butonul de like acolo, un comentariu și vă doresc o zi frumoasă în continuare și numai bine. V-am pupat!